Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt ce mașini cât mai noi vă puteți cumpăra din Germania cu prețuri începând de la 6.000 de euro. Deci o să vedeți o gamă foarte diversificată, atât de mașini mai ieftine cât și de mașini mai scumpe, pentru că v-am mai spus de multe ori, până la urmă asta este ideea, să vă arăt o gamă cât se poate de diversificată pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Înainte să începem, nu uitați de un like! Astăzi o să începem cu o mașină ceva mai specială, zic eu, și mai exact cu un Golf 7 GTI din 2018 cu doar 40.000 de kilometri. Deci da, este o mașină aproape nouă, care o să vedeți imediat se vinde la un preț destul de bun, ținând cont că este un Golf 7 GTI vândut chiar de către reprezentanța Volkswagen. Deci poți să fii sigur că îți cumperi un model ca acesta cu un istoric complet și întreținut. Interiorul arată ca nou, normal avem scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, volanul sport cu comenzi pe el, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație. Vine cu jantele originale pe 18, cu anvelope de vară în stare foarte bună, are și farurile full LED adaptive. Na, până la urmă fiind un GTI, clar este ca în vârf de gamă. Haideți să vedem și specificațiile. Are motorul de 2000 benzină de 230 de cai, doar 40.000 de kilometri, iar acum haideți să o verificăm rapid și pe car vertical. Aici avem raportul car vertical pentru Golful GTI. Vă reamintesc că aveți și voi un link în descriere cu 10% reducere. Sper că vedeți, din start s-au depistat accidente, o să vedem imediat despre ce este vorba, pentru că v-am mai spus și în alte videoclipuri, mașinile de genul acesta sunt ceva mai predispuse la accidente, motiv pentru care merită verificate cu atenție înainte să le cumpărați. Sper că vedeți, a avut lucrări de întreținere, până la urmă, asta înseamnă să-ți cumpere o mașină de la reprezentanță. În 2021 mașina avea 32.000 de kilometri, iar în 2022 luna 6-a mașina avea 39.000 de kilometri. Deci, kilometrajul este real, iar în legătură cu dauna în 2021 luna a doua între 0 și 500 de euro. Deci a fost ceva foarte, foarte, foarte minor, mașina fiind aproape nouă chiar și în 2021. Deci este un Golf 7 GTI care cu siguranță merită cumpărat. Vă reamintesc, link în descriere cu 10% reducere pe car vertical. Ați văzut și voi, totul este în regulă, iar preț 23.000 de euro 500. Chiar sunt curios ce spuneți. Aici avem un Hyundai i40 din 2012, care o să vedeți, din nou, se vinde la un preț destul de bun, adică dacă ai avea un buget mediu și vrei o mașină mai nouă, o mașină spațioasă, cu siguranță ar merita să cumperi acest Hyundai i40. Din punctul meu de vedere, chiar este o mașină care arată bine, are senzor de parcare pe spate, este, să spun așa, ceva mai diferit. Cam așa arată în interior, pe partea de otărvine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, frână de parcare la buton, pilot automat, 4 geamuri electrice și senzor de ploaie și de lumină. Deci nu este un i40 full option, dar eu zic că vine exact cu dotările de care ai nevoie, are niște jante aftermarket pe 16, cu anvelope în stare decentă. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 135 de cai, are 164.000 de kilometri, tiu valabil până în 2023, iar preț 6.800 de euro. Chiar eu zic că este un preț mai mult decât ok. Voi ce spuneți? Și dacă tot avem acest BMW seria 3 lângă acest Hyundai, haideți să vedem cât costă și acesta. Este o mașină pe care am mai prezentat-o. Cam așa arată în interior, pe partea de vine cu clima automată, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat și cutie de viteze automată. Da, din păcate nu are navigație, dar în schimb are tracțiune X-Drive. Vine cu motorul de 2000 diesel de 184 de cai, are 205.000 de kilometri, iar preșelut 6.800 de euro și da, are și farurile Big Xenon. Ce spuneți, merită? Următoarea mașină ar fi acest Passat B8 din 2020 în varianta limuzină, care este aproape nou, are doar 30 ceva de mii de kilometri și da, aș putea spune că este o raritate pentru Germania fiind în varianta limuzină, motiv pentru care și prețul cerut poate este ceva mai măricel, dar eu cred că este un preț mai mult decât corect, ținând cont că este un Passat B8 aproape nou din 2020. Interiorul normal arată ca nou, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe 3 zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, lane assist, cititor pentru semnele de circulație, deci este un Passat decent echipat, are niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope de vară care sper că vedeți sunt aproape noi și da, are farurile full LED, doar că nu sunt cele cu lupă. Deci dacă vrei un Passat B8 corect, întreținut, merită să îl cumperi.
Vine cu motorul 1.5 TSI benzină de 150 de cai, normal este Euro 6, inspecția tehnică este nouă, are 33.000 de km, aveți ieșit seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar prețul cerut este de 23.000 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre preț. Aici avem un Citroen DS3 din 2011, o mașinuță din punctul meu de vedere foarte interesantă, mai ales dacă ai un buget mediu și totuși vrei o mașină ceva mai diferită, pentru că să fim sinceri, nu o să vezi în fiecare zi un Citroen DS3 ca acesta, chiar este, nu știu, o mașină, zic eu, total diferită față de ce vedem în fiecare zi. Are și așa un design, să spun, mai sportiv, vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare decentă, haideți să vedem și interiorul. Cam așa arată în interior, avem scaune sport din piele încălzite, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, normal, două geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci pentru o mașinuță din această clasă, eu zic că sunt niște dotări mai mult decât suficiente. Haideți să vedem rapid specificațiile și prețul. Vine cu motorul de 1.6 benzină de 156 de cai, are 40.000 de km, din păcate inspecția tehnică este expirată, iar prețul cerut 5.900 de euro. Chiar sunt curios dacă credeți că merită. Aici avem un Opel Meriva din 2011, clar, este o mașină de familie, aș putea spune, pentru cei care au un buget ceva mai redus și totuși își doresc o mașină mai nouă. Na, până la urmă este un model din 2011, din punctul meu de vedere, pe partea de exterior nu arată rău deloc, adică are un design mai aparte și nu știu dacă știți, ușile din spate se deschid în stilul Rolls-Royce, deci ceva mai diferit. Cam așa arată în spate, vine cu două seturi de jante, clar spațiul din interior este mai mult decât suficient, interiorul arată bine, pe partea de dotări vine cu climă automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, deci este o mașină, zic eu, destul de ok echipată. Are jantele originale pe 17 cu anvelope în stare decentă. Haideți să spunem, ar mai merge încă un sezon, are și farurile cu xenon. Să vedem și specificațiile. Vine cu motorul de 1.4 benzină turbo de 140 de cai, are 144.000 de km, are și navigație, iar preț cerut 5.500 de euro. Aici avem un Hyundai i30 din 2018 în varianta fastback. Din punctul meu de vedere, o mașină mai mult decât corectă, ținând cont în special de situația actuală, adică știm cu toții, mașinile noi s-au scumpit și în plus de asta și durata de livrare este una destul de mare. Deci dacă vrei o mașină aproape nouă, eu zic că ar merita să te uiți la acest Hyundai și designul de la exterior personal chiar îmi place. Vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope de vară care sunt aproape noi, cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină. Într-adevăr nu este un i30 full option, dar nici prețul cerut nu este unul tocmai mare. Vine cu motorul de 1 litru benzină de 120 de cai, este o variantă turbo, are 39.000 de km, inspecția tehnică este nouă, iar preț cerut 14.300 de euro. Aici avem un Ford Focus din 2020, care o să vedeți imediat, se vinde la un preț destul de decent, ținând cont că este o mașină din 2020, cu doar 60.000 de kilometri. Din nou, este o mașină de luat în considerare, dacă vrei un model cât mai nou, cu un kilometraj decent, la un preț, zic eu, corect. Pe partea de exterior, sper că vedeți, arată ca o mașină nouă, în plus de asta este și în varianta combi, ai mai mult spațiu. Cam așa arată în interior, pe partea de dotări vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, frână de parcare la buton, are și lane assist, vine cu jantele originale pe 16, cu anvelope în stare bună, are senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort. Deci este un Focus mediu echipat. Vine cu motorul de 1.5 benzină EcoBoost de 95 de cai, are 57.000 de km, inspecția tehnică este nouă, iar preț 17.000 de euro. Și normal, nu aveam cum să nu vă arăt și o mașină japoneză care din punctul meu de vedere merită fiecare bănuț, așa că o să luăm ca exemplu această Honda Civic din 2019 în variantă limuzină. Din punctul meu de vedere, o mașină foarte frumoasă, care normal merită cumpărate dacă îți permite și bugetul. Nu este o mașină tocmai ieftină, dar raportată la ce oferă, cu câți cai vine sub capotă, eu zic că mașina asta chiar ar fi un best buy. Haideți să vedem și interiorul.
Cam așa arată în interior, pe partea de otărvine cu scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, trapă, cititor pentru semnele de circulație, lane assist, deci o mașină bine echipată, are jantele originale PEP 17 cu anvelope în stare bună, are și farurile cu LED. Chiar sunt curios câți dintre voi v-ați cumpăra această mașină. Aștept părerile voastre în comentarii. Vine cu motorul de 1.5 benzină turbo de 182 de cai, are 27.000 de kilometri, tiu valabil până în 2024, iar preț 23.000 de euro. Ce spuneți, merită sau nu? Aici avem un Mercedes S-Class din 2011. Da, știu, nu v-am mai arătat de foarte mult timp un model ca acesta, pentru că nu știu dacă ați observat, dar evit să vă arăt astfel de mașini, pentru că din punctul meu de vedere nu au niciun atu, în afară de faptul că îți oferă oarecare prestanță și într-adevăr îți oferă dotări și confort, doar că în rest pe partea de întreținere este cam jale. Cam așa arată în interior, normal, vine cu scaune din piele ventilate și încălzite, cu reglaje automate, are și trapă, cutie de viteze automată, navigație, na, lista de dotări clar este una destul de lungă fiind un S-Class. Doar că o să vedeți imediat cam câți kilometri are și, da, prețul nu este unul tocmai mic. Până la urmă, asta înseamnă o mașină care de nouă, în urmă cu 12 ani, a fost peste 100.000 de euro. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 258 de cai, atenție, are 455.000 de kilometri, normal, suspensie pe aer, soft close, inspecția tehnică este nouă, iar preț 14.000 de euro, na, ați da 14.000 de euro pe acest S-Class. Aici avem un Audi A6 din 2019, normal, fiind ultimul model de A6, nici prețul cerut nu este unul tocmai mic. Până la urmă, dacă vrei să-ți cumperi un model ca acesta, să spun așa, prețul mașinii nu este foarte important. Adică se presupune că îți permiți din toate punctele de vedere un Audi A6 ca acesta. Chiar dacă sunt unele persoane care, da, vor și o mașină de genul acesta la un preț cât se poate de mic. Cam așa arată în interior, vine cu scaune semipiele încălzite, normal, navigație, ceasuri de bord digitale, cutie de viteze automată cu padele pe volan, pilot automat adaptiv, lane assist, are și pachetul S-Line la exterior, vine cu jantele originale pe 20, cu anvelope în stare bună, are și farurile full LED, pachetul S-Line la exterior, suspensie pe aer, na. Deci de asta vă spun, trebuie totuși să-ți permiți să întreții această mașină. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 286 de cai, cel mai potrivit motor pentru acest model, are 124.000 de kilometri, iar preț cerut 45.000 de euro. Ce spuneți, merită? Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest BMW Serie 5 din 2021 cu doar 20.000 de kilometri. Deci da, este un Serie 5 aproape nou și după cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like la acest videoclip și să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi de astăzi, indiferent de bugetul pe care îl aveți. Deci chiar sunt foarte curios ce mașină credeți voi că merită cumpărată. Sper că vedeți, acest BMW pe partea de exterior arată foarte bine. Cam așa arată în interior, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, cutie de viteze automată, în plus de asta are și pachetul M la exterior, vine cu jantele originale pe 18 sau pe 19, cu anvelope în stare bună, la fel sunt și discurile și plăcuțele de frână, da, până la urmă este un Serie 5, cum am spus, aproape nou, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort. Vine cu motorul de 2000 diesel de 190 de cai, are 25.000 de kilometri, v-am spus, este din 2021, iar preșerut 45.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi, nu uitați de un like, aștept părerile voastre în comentarii și ne vedem data viitoare. Ciao!